ziua! Dacă ne puteți spune ceva despre comunicarea dumneavoastră, ce ați prezentat în cadrul acestui congres? Bună ziua! Numele meu este Carmen Oancea, sunt conferențiar UMF Craiova și astăzi prezentarea mea are ca subiect nutriția, una dintre cele mai importante forme de prevenție. Care este poziția dumneavoastră în privința nutriției? De ce credeți că este important ca părinții să aibă grijă la dieta copiilor? Pentru că, așa cum spuneam, dacă vorbim despre prevenție și vorbim despre una dintre cele mai importante forme de prevenție, aceasta este nutriția. Cu cât o facem mai din timp, cu atât este mai bine. Ce rol joacă nutriția în prevenirea bolilor cronice, cum ar fi diabetul și bolile cardiovasculare? Dacă obișnuim copilul ca alimentele pe care le consumă să nu reprezinte un stil de viață sănătos, din păcate aceștia își vor pune cu tărie amprenta pe creșterea corespunzătoare a copilului, oferindu-i sau mai bine zis neoferindu-i acestuia nutrienții necesari unei alimentații sănătoase, care mai târziu vor duce într-adevăr către apariții ale bolilor la baza cărora stă și stilul de viață nesănătos. Care sunt alimentele pe care ar trebui să le evităm pentru a reduce riscul de boli cronice în rândul copiilor? Având în vedere că vorbim despre copii și vorbim despre magazinele școlare cu foarte multe alimente procesate și mâncatul pe fugă din diverse fast food-uri, cred că aici aș pune eu personal accentul principal pe evitarea alimentelor procesate, pe evitarea dulciurilor, care ele fac parte din vârful piramidei, sunt acelea care ar trebui să fie consumate cel mai puțin și, din păcate, în rândul copiilor se întâmplă să fie consumate destul de mult. Cum poate fi integrată educația nutrițională în școli pentru a preveni bolile de la o vârstă fragedă? Poate să fie una dintre temele abordate, poate pentru început, în cadrul orelor de dirigenție. Poate fi venită ca susținere din partea chiar a universităților de medicină și farmacie din zona fiecărei școli prin activități extrașcolare la care să participe elevii, liceenii la aceste sesiuni și de asemenea cred că inclusiv școlile se pot implica în crearea unor soluții pentru înlocuirea mâncării procesate, așa cum, de exemplu, UMF Craiova a făcut cu Green Hub-ul pe care l-a pus la dispoziția studenților, în cadrul căruia a reușit să aducă alimente ce pot oferi necesarul de nutrienți zilnic studentului pentru a se concentra, dar și pentru a mânca sănătos. Câteva impresii, ce așteptări aveți de la acest congres? În primul rând, sunt fascinată de diversitatea temelor abordate. Cred că medicina școlară este unul dintre cei mai importanți piloni, în special al programelor de prevenție din România. Și programul abordat astăzi, sau zilele acestea, în cadrul congresului, cu siguranță ne spune exact același lucru. Nu pot decât să-i felicit pentru modul în care au organizat acest congres, pentru numărul mare al participanților și încă o dată pentru temele abordate, pentru că nu cred că le-a scăpat ceva.